Autorul crimei care a îngrozit Făgărașul era un cunoscut client al polițiștilor. Deși provine dintr-o familie bună, încă de copil le-a creat probleme părinților. În decursul anilor a devenit unul dintre cei mai periculoși hoți din zonă. Însă cei câțiva ani de detenție nu l-au dus pe drumul cel bun, bărbatul ajungând să ucidă. Spider-Man, așa era numit criminalul care a curmat cu violență viața tinerei din Făgăraș. Renumele l-a căpătat pentru numeroasele furturi pe care le-a comis încă din copilărie. Deși provenea dintr-o familie bună, băiatul nu s-a dat înapoi de la nicio faptă. Care este acum atitudinea familiei celui care a omorât? Ați reușit să vorbiți cu ei? Ei au știut de ceea ce a făcut fiul lor? Bineînțeles că n-au știut. Era singurul care știa de fapt. Nu știu că ce pot să spun vis-a-vis de părinți, nu știu dacă își meritau soarta în care le-a creat-o acest fiu, fiind o familie bună din punct de vedere social. După ultimul furt, s-a ales cu 3 ani de detenție. Se întâmpla în 2005, când bărbatul a furat mașina unui medic din Făgăraș. A fost prins imediat, iar bunurile au fost recuperate. De ce ai făcut-o? De ce ai furat mașina? În prostie. Cum ai reușit să intri în casă? Am văzut ușa deschisă, văzusem prin geam două telefoane, cum eram și băut puțin. Venisem de la discotecă, am încercat ușa și era deschisă. Am intrat și ieșit. Și unde ai plecat apoi? La Pitești. Daniel Iordan era atunci caracterizat de oamenii legii ca fiind un infractor polivalent. Ei spun că fiecare hoț se orientează spre un anumit domeniu. Iordan însă nu se dădea înapoi de la nimic. Pe lângă faptul că avea câteva dosare penale pentru furt de mașini, el a fost reținut și pentru violare de domiciliu și tâlhărie. Cu toate astea, n-a prea stat pe la închisoare, așa că liber fiind și-a continuat aventurile. În luna decembrie anului 2004, el a fost căutat de oamenii legii după ce a spart mai multe locuințe și magazine. Când a fost prins de frica pușcăriei, acesta s-a înjunghiat în fața polițiștilor. A scăpat și atunci cu o condamnare la locul de muncă. Mai mult, bărbatul a fost acuzat și pentru agresiune. Noaptea o intra peste ea pe geamul de la bucătărie, zis că s-o agăța cu țevele de la gaz. Și o intra pe geamul de la bucătărie și fata auzi că se mișcă ușa. I s-o păzut, zice, pate vântul, ea o s-o dus la WC, ea o s-o sculat, s-o dus la WC, o venit de la WC și când s-o uita de ieșit aici în ușă, dar erau jalozele, aveam niște jalozele de ele, cum erau așa, mai nu de pânză, știți cum erau înainte. Și erau jalozele trasă. Ea nu observă, nu l-a cunoscut cine e. Și-a luat-o de gât, și-a dus-o în cameranică și-a bătut-o până i-a strangulat glanda și în burtă i-a avut numai cheaguri de sânge. A fost internată. Asta că s-a întâmplat? Păi, acum 4-5 ani. Deși până acum a scăpat doar cu pedepse ușoare, bărbatul riscă acum până la 25 de ani de închisoare pentru omor deosebit de grav.